Bună și bine ați revenit pe canalul meu. Sper din suflet că nu auziți drujba de pe fundal, dar vecinii mei au treabă, eu vreau să filmez produse terminate pentru că apoi o să mă apuc de treabă și eu și nu o să mai am timp, așa că haideți să trecem la treabă. O să încep cu această apă de gură de la Today Dent. Nu ne-a plăcut, varianta pe albastru este mai ok, asta nu este deloc pe gustul nostru. Are 500 de mililitri, s-a terminat destul de greu și nu o să mai recumpărăm pe aceasta, poate dacă vreodată o să uit de ea, da, dar așa nu. Un pachet de șervețele Deep Fresh, 120 de bucăți pentru gust general scrie aici, le-am avut la bucătărie. Rămăsesem fără cele Bebelino, așa că am luat ce am găsit aici la magazinul de la Colt și a fost ok, le-am folosit. Eu am șervețele umede pe peste tot prin casă și bineînțeles că nu putea să lipsească șervețelele Bebelino, până nu o să lipsească niciodată asta, până nu se discontinuă din magazin, probabil. Știți că ne plac, sunt foarte ok. Am terminat vreo 3-4 cutii din astea de șervețele uscate, șervețele cosmetice. Am unul la bucătărie și unul la baie cu care îmi șterg tenul, dar n-am oprit decât 2 cutii, așa că de acum încolo o să vedeți o singură cutie pentru că ocupă foarte mult spațiu în punga asta, dar să știți că folosesc mult mai multe pe lună, mă rog, pe lună când filmez. Un pachet cu dischete de machiante Isis, 120 de bucăți, au fost ok, momentan n-am ceva de la Today din Penny, da, iau ce îmi vine la mână, dar de departe preferatele mele sunt cele de la Sien. Am terminat această cremă de la Avon din gama Care cu avocado, este o cremă hidratantă pentru tenul uscat și foarte uscat. N-am putut să o folosesc pe ten pentru că era cumva lipicioasă, așa că am folosit-o pe picioare. A avut 100 de mililitri și nu știu, a hidratat, a fost ok pentru picioare, dar pe ten n-am putut să o folosesc. Am mai terminat o cremă pentru ten, adică nu știu dacă e neapărat total terminată, ia să vedem că nu mai știu că sunt de mult produsele astea aici. Este de la Cosmetic Plant cu gălbenele, o cremă hidratantă cu SPF 15. Bineînțeles că uitați așa. Bineînțeles, da, e terminată, mă, aparent. Bineînțeles că în ultima și în următoarea perioadă o să am nevoie de hidratare mult mai intensivă decât ceea ce îmi poate oferi aceste creme, așa că am altceva mai hidratant. Am terminat pe jumătate acest acid hialuronic de la Revox, o să îl recumpăr pentru că aparent nu mai pot fără acid hialuronic. Are 30 de mililitri, dacă nu mă înșel, da. Ce am făcut a fost să pun pe marginea la chiuvetă sticla cu acid hialuronic și să dau cu cotul în ea și să se împrăștie pe jos. Dar am folosit mai bine de jumătate din sticlă, mi-a plăcut, este cel mai hidratant ser pe care eu l-am folosit și vi-l recomand și voi, este un acid, trebuie să aveți grijă cu el, dar credeți-mă că merită, mai ales dacă aveți tenul uscat, descoamat și, nu știu, chiar își face treaba și merită, o să-l recumpăr. Am terminat-o oarecum, un săpun din ăsta solid de la Dalin, e ok, miroase drăguț, a fost cu mușețel acesta, dacă nu mă înșel, da, cu extract de mușețel și da, un săpun, un mare lucru. Am terminat acest gel de duș de la Balea cu migdale și magnolie. A mirosit bine, a avut 300 de mililitri, știți că gelurile astea sunt preferatele mele, momentan am în baie cel mai preferat dintre preferate. Am pus în acel disperser de pe peretele din baie acest săpun lichid de la Avon cu miros de cireșe, miroase foarte bine.
are 250 de mililitri, nu știu dacă pompița face ce trebuie, pentru că nu l-am folosit în ambalajul lui, l-am pus acolo. Dar ce nu-mi place la el este faptul că este lichid, mult prea lichid pentru gustul meu, dar o să îl folosesc, nu o să rămână nefolosit, clar. Un pachet de absorbante de la Discreet, acesta de Water Lily sunt preferatele mele și cele pe portocaliu de Summer Fresh, 20 de bucăți. Am terminat această apă de trandafiri purificantă, 200 de mililitri de la Avon Care, v-am spus eu că e preferata mea și vă recomand. Ce am mai terminat? Un pachet de absorbante de la Always a avut 16 bucăți. Au fost ok, absorbante, nimic special. Andrei a terminat acest Straight All Sports, 72 de ore de freshness, protecție, reîmprospătare. A avut 150 de mililitri, a mirosit bine, dar știți că preferatul lui rămâne, cum îi spune, ăsta de la Rexona. Încă un pachet de șervețele umede Bebelino, acestea pentru băieței. Am terminat și această mască de la Montagne Jeunesse, nu scrie pe asta, scrie pe cealaltă. A fost o mască cu coacăze și nu, doar cu coacăze. A mirosit foarte bine. Mi-a plăcut foarte mult și a făcut foarte bine treaba. A fost o mască peel off. În pachet vin două măști așa, una lângă alta și am tot folosit și am tot cumpărat, dar de data asta când am fost la Penny n-am mai găsit. Am lăsat tenul fin așa, cumva, nu știu, exfoliat. Mi-a plăcut. Chiar vă recomand, costă 7 lei două măști, așa că merită încercate. Un fond de ten care pot să zic că m-a dat pe spate este acesta de la Gerovital din gama Beauty cu SPF 10. Nuanța, după cum puteți observa, este Golden Honey. Nu credeam că o să mi se potrivească nuanța, dar este perfectă pentru nuanța tenului meu, să zic așa. Am avut mai multe mostre, cred că mai este una pe aici, dacă nu mă înșel. Chiar e super bun, rezistă pe ten, nu lasă efectul ăla de mască, e foarte fin pe ten și vi-l recomand. Uite, încă o mască de la Montagne Jeunesse, aici scrie, da? Ia, focus. Da. Acum este Seven Heaven, dacă nu mă înșel. O mască cu castravete și măr, este o mască revitalizantă, mirosea foarte bine. Mi-a lăsat tenul finuț, așa, cumva hidratat, moale. A doua zi se vedea tenul foarte, foarte fresh, așa, foarte revigorat. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Și probabil să mai fie pe aici, da, clar, mai e una. Uite, mai e una cu lămâie. Așa vin ele, una lângă alta, cu lămâie și lime. Este o mască purificatoare, mi-a curățat porii în profunzime, tenul meu arăta fantastic după el. Eu chiar vă recomand măștile astea și cred că mai am încă una în baie, dacă nu mă înșel. Vi le recomand. Am terminat și acest șampon Shine Revived de la Dove, nici nu știam că l-am terminat acum. Are 250 ml, la un moment dat vă arătam și balsamul de la el, v-am zis eu că mi-a plăcut. A fost un șampon hidratant potrivit pentru părul meu uscat, decolorat și așa mai departe. Chiar își merită bănuții, costă vreo 17 lei șamponul și 17 lei balsamul, bineînțeles. Dar să știți că este un produs bun și vi recomand. Uite, încă o mostră de fond de ten, tot din aceea de la Gerovital. Ce mai avem? Ia să le scot eu pe toate de aici, pentru că nu mai sunt așa de multe. Tot de la Gerovital, știți că am dat eu o comandă la un moment dat pentru niște cadouri. Am această cremă Gerovital H3 Evolution Perfect Look. Mi-a plăcut și aceasta, mai am două mostre de genul acesta, chiar mi-a plăcut. A fost hidratantă, aveam nevoie la un moment dat pentru că aveam niște scoame pe față, ceva de speriat. Asta mi-a hidratat tenul.
Asta am folosit acum câteva zile, tot pentru acest scop, pentru hidratare. Este o cremă anti-rid cu SPF 15 de la Gerovital din gama Luxury. Este o gamă efectiv luxury și până și mirosul și prețul, care e unul foarte mare, dacă nu mă credeți, intrați pe site-ul Gerovital și căutați gama luxury să vedeți ce prețuri au. Da. La fel ca și gama Equilibrium, de altfel, și asta este o gamă premium. Și vi le recomand dacă vă puteți permite o cremă de genul, pentru că știți și voi, o cremă de față pe care o folosesc zilnic o să te țină 3 săptămâni și nu cred că îți poți permite, cel puțin eu n-aș da 2 milioane jumate, 3, pe o cremă care să mă țină 3 săptămâni. Așa că nu o să recumpăr, dar am fost încântată să încerc mostrele. Am terminat această cremă de față de la Dr. Christian Tuna. Are 50 de ml, a fost o cremă de față cu tea tree pentru tenul uleios și combinat. Am folosit-o pe timpul verii când aveam tenul uleios, acum nu mai este cazul. Mi-a plăcut, mai are un pic în ea, cam cât vedeți că este, cam atât, da? Mai are puțin în ea, dar nu mai folosesc. Cred că așa e expirat între timp, așa că o să o arunc. O să arunc și această ojă de la Melchior, este și ultimul produs de altfel, este un negru cu sclipici și nuanța este tric. Uite așa arată ea, sclipiciul este argintiu, n-am folosit-o pe unghii, am folosit-o pe o chestie DIY din casă. E ok, habar n-am dacă e rezistentă pentru că n-am folosit-o pe unghii. Și cam astea sunt toate produsele pe care le-am terminat de această dată. Sper că v-a plăcut clipul, aștept în comentarii părerile voastre despre produsele de aici. Dacă ați folosit ceva, să-mi spuneți și mie ca să știu dacă avem lucruri în comun. Dacă aveți alte păreri despre aceste produse, din nou aștept comentarii pentru că, na, părerile sunt împărțite și nu toți avem aceleași tipuri de ten sau de piele în general. Așa că ne revedem în comentarii și ne revedem și la următorul clip. Eu v-am pupat! Pa!